regăsit, stimați telespectatori, în emisiunea noastră de suflet, Români pentru Români. În această seară avem prilejul și bucuria de a avea printre noi unul dintre cele mai mari personalități ale lumii românești, personalitate care a venit cu drag în această seară la Roma, aici, printre noi, pentru a discuta cu dumneavoastră, pentru a ne cunoaște, pentru a ne transmite mesaje și gândurile domniei sale, pentru a avea din partea domniei sale câteva sfaturi, câteva gânduri, pentru a înțelege cum suntem văzuți acasă de către lumea românească, de către cei trăitori în România, de către cei dragi ai noștri. Întrucât știți bine, acasă ajung doar și numai informații negative, în țară se știe despre noi că suntem o masă de oameni plecați și deseori ni se pun etichete ca și trădători de neam. Nu cred că este chiar așa. În această seară, doamnelor și domnilor, la Roma, cu gândurile cele mai bune printre noi, se află nici mai mult, nici mai puțin decât marele poet al nostru, domnul... Marele poet al nostru, domnul Mircea Dinescu. Atât de emoționat sunt, maestre, încât... Da. Bine, ai încercat să mă umfli mult prea tare și până nu ți-ai mai revenit. Așa, dar eu n-am înțeles chestia asta. Eu nu cred că s-a folosit niciodată această sintagmă de trădător pentru cei care au plecat în străinătate. Se știe că 99% din oamenii care au plecat în străinătate au plecat pentru că în România fie o duceau mai prost și o duc mai prost decât aici, o duceau mai prost decât aici, fie au încercat, neavând posibilități, nu? Unii pentru copiilor, unii pentru meseria lor. Că e greu de spus că în România există o adevărată societate de consum. Eu când spun că în România societatea de consum există pe anumite străzi și în anumite orașe, dar țăranimea română trăiește ca neivul mediu. În satele de pe malul Dunării, știi bine că oamenii încă vând legumele pe pământ, pe pământ, așa, nu există mese unde să-și vândă legumele. La marginea drumului, deci cei care pleacă fie de disperare, fie să le găsească copiilor un viitor cât de cât mai sigur, așa. Nu, eu când am spus trădător de neam, pentru că am văzut niște politruși de-a lungul timpului care s-au folosit această prostie. Sigur că este, nu, este o mare dramă pentru România, pentru că, după părerea mea, au emigrat cei mai importanți oameni în România, pe două paliere, forța de muncă, adică oamenii capabili să muncească, 8 ore, chiar mai mult decât 8 ore și meseriași foarte bun, pentru că în România, la ora asta, dacă cauți un electrician sau un lăcătuș mecanic, s-a dus dragul, nu găsești, au rămas și mai proști. Ăia buni au plecat în străinătate. Pe de altă parte, în afară de forța de muncă, oamenii cu creierul cel mai șifonat, că știi, creierul ăla mai deștept e mai cu, ca un ziar așa șifonat. Cei mai deștepți tineri care și-au luat doctoratele la Paris n-au găsit de lucru în România și au fost cumpărați fie de american, fie de englez. Deci sunt două paliere foarte importante care au făcut ca România la ora asta să sufere din pricina faptului că nu mai sunt oameni de înaltă calificare. Între cele două războaie, știți cum se chemau școlile astea profesionale? Școlile de arte și meserii. De arte și meserii. Dacă mi era lăcătuș mecanic, pe ce făcea el cu mâna lui și cu ciocanul și cu menghina, învățase meserie. Nu mai găsești acum. Aia care știu să lucreze sunt aici, la voi, în Italia. Ce oamenii cei mai buni, predispuși la sacrificii, pentru că asta a fost, da, cred că, esența emigrației. Dacă nu erai predispus la aceste sacrificii... Nu, dar știi ce nebunia? Mă gândeam, apropo de meseriași, casa pe care, în care locuiesc eu pe malul Dunării, în Portul Cetate, e făcută la 1880 de meșteri italieni. Pe vremea aia, italienii migrau în România, care au o țară, un regat destul de încoțopenit așa și cu nivel de trai destul de bun, pentru că la 1900 leul de aur, la 1912 și după primul război mondial era mai tare decât marca germană. Era o țară stabilă și cu nivel de trai foarte bun, pentru că era agricultura românească pe vremea aia, nu se semăna greu pe autostradă ca acum cu chimicale. Creu se făcea în Rusia, în România și în Ucraina.
Și prețul grâului de la bursa de la din New York se făcea în Brăila, pentru la că Brăila, da. venea grâul pe vase din Rusia în portul Brăila. Ori nivelul de trai atunci era destul de ridicat pentru români. N-aveau nevoie să plece românii în Italia, pentru că veneau italienii, meșterii, zugrafi. Pietrarii italieni. Pietrarii, făceau drumurile alea pietruite frumoase, erau făcute de pietrarii italieni, așa. Hai să fim serioși. Noi am trecut, sigur, 50 de ani de comunism, sigur că a șters istoria și și școlile de arte și meserii s-au dus dracu, știi? Pe de altă parte, când am trecut în capitalism, iarăși n-a fost de adevărat. Acum nici comunismul ăla n-a fost de adevărat. A fost o parodie. Societatea de consum românească este tot o parodie la societatea de tip occidental, pentru că nici Marx, cât era el de deștept, n-a prevăzut că după comunism vine din nou capitalism. Și făcut în marea majoritate de activiști de partid, că ăștia aveau friele. Așa. Noi nu eram pregătiți să intrăm peste noapte în... Că cine și închipuie că, domne, știam noi că va fi după Ceaușescu, va fi capitalism. Nu, toată lumea zicea că, domne, las că vine Iliescu, care e un comunist cu față umană, nu știu ce, și mai dă filme și muzică la televizor și o să dea mâncare la români. Ori dintr-o dată ne-am trezit peste noapte... că anunțăm că mâine, știți, la ora 14 trecem în capitalism. A fost un șoc istoric pe care, cum să spun, mulți l-au trăit destul de dramatic. Poate nici nimeni nu a fost pregătit. Și nici acum nu suntem pregătiți. Oamenii nu au fost pregătiți să intre într-o altă lume. De-aia spun că agricultura românească, de-aia pleacă. Satele sunt golite, la ora asta sunt numai bătrâni și copii lăsați de izbeliște. Pentru că forța de muncă este în Italia, în Spania. Asta e realitatea. Și contribuim la dezvoltarea altor economii. Și cei mai mulți bani în România vin de la ăștia de care zici tu că ce trădători. 2-3 miliarde de euro bani intră în băncile românești de la diaspora. România încă nu produce la ora asta cât produce diaspora. Adică vreau să spun, dacă socotim că în supermarketul românesc 70%, 80% e mâncare venită în Occident și doar 30% produsă în România, știi? Ce producem? Și mașinile astea pe care producem, Renault-urile și astea, Dacia-le astea, sunt de fapt muncitorii sunt români, că altfel sunt firmele, e tot firma franceză. Da, ce face un țăran român când nu mai are ce mânca? Schimbă 100 de euro. Țăranul român vine, dacă mergi până Oltenia, unde locuiesc eu acolo, vezi încă vaca românească e pusă și la plug, și la căruță, și mai dă și lapte. E mai deșteaptă decât vaca italiană care dă numai lapte. Nu, dar era doar o aluzie la faptul că noi îi menținem pe cei de acasă, trimitem bani pentru ei și cu banii păi noștri. Eu când merg la Calafat, la bancă, văd cel puțin 7-8-5 de fiecare dată la coadă, fie bătrâni, fie adolescenți, care stau cu card acolo că le trimit părinții sau rudele 100 de euro, 50 de euro, 200 de euro să poată să trăiască în România. Asta e realitatea. Da, din păcate, și venim aici undeva într-o zonă de care nu ne place prea mult să vorbim despre politică, despre politicile statului român, despre adevărul motiv pentru care ne găsim în situația asta. A trebuit, mulți dintre noi am fost izgoniți aproape de acasă, în situația în care ne aflam, nu puteam trăi acolo. Ce ar trebui să facem noi? Ce ar trebui să facă statul român? Pentru că s-ar părea că în ultimii ani, mi-amintesc mesajele lui Băsescu, Traian Băsescu, președintele României, care spunea, români, stați acolo, stați în străinătate unde sunteți, că stați bine. Odată. În mod normal trebuie să spună, români, veniți acasă, că vă oferim locuri de muncă. Pentru că unii dintre ei, eu trebuie să spun că am întâlnit câțiva români care s-au întors și au încercat să pună mici afaceri. Unora le-a ieșit, de exemplu, e unul acolo într-un sat de lângă cetate care face căpșuni. A fost în Spania, a învățat cum se pun căpșunia cu folie aia neagră ca să nu se planteze, deshidrateze pământul, înțeles să nu fie nici bărzăune acolo să le mănânce. Și are o mică afacere cu căpșuni. Dar sunt vreo 2-3 care fac acest lucru. Știi? E greu. După ce un român stă 10 ani în Occident și câștigă mai bine decât în România, eu cred că e foarte greu să te mai întorci, știi, la...
E foarte greu dacă nu sunt politici, de atragerea românilor. Dar gara politicienilor a fost... Păi politicienii români, în primul, nu fac nimic pentru românii din țară. Eu îți vorbesc de țăranul român. Păi e posibil ca un kilogram de vinete să coste 80 de bani. Deci să iei pe un euro 5 kilograme de vinete la ora asta, până unele... Agricultorul român supraviețuiește. Nu poți să zici că domnule, anul ăsta am plantat atâta și gata, am câștigat ceva, în ce să investească? Din toate, să spun un lucru, cu proiectele europene, 99% din proiectele europene au fost făcute de oameni cu bani. Pentru ca să faci un proiect european în agricultură, cât de mic, dacă vrea un țăran să-și facă cu copiii lui, domnule, să crească 30 de vaci, să-și cultive singur pământul și nu știu ce, trebuie să dea, în primul rând, trebuie să dea el bani înainte și pe urmă cu înapoi cu Europa. Trebuie să fie cofinanțare. Pe urmă, dacă nu știi unde să te duci, în alte țări au fost oameni special angajați să învețe pe spaniol sau pe ungur sau pe cehi cum să ia banii cu Europa mai repede. Și au venit în satele poloneze, nu știu ce, și au văzut, domnule, și ei au luat toți banii care se cuvenea și au mai cerut în plus. Românii nici 30% n-au luat din banii europeni care li s-ar fi cuvenit. Și mari procesatori de fonduri europene sunt cei care au fost milionari și au zis, domnule, aveau o milioană, nu știu ce, a investit și el. Zice, hai să dă bag două, au că mai au plătit consultanța pe cash, normal. Și au venit la ei, au venit ăștia. Pregătiți, li s-au oferit, că luau și câștigau și ăștia care supau de proiecte, dar niciun țăran român, din cei 6 milioane de țărani români care încă mai produc ceva în agricultură, n-au reușit să facă niciun proiect. Și n-au acces nici într-un fel. Nu te bagă nimeni în seamă, în primul rând. Da. Ăsta e stilul românesc, știi? Dacă ești amărât, stai... Aici este problema politicianului, politicile, pentru că politicianul, din punctul nostru de vedere, cum îl vedem noi aici în Italia, trebuie să facă politici pentru cetățeni. Și mai e ceva, cred, că diaspora, care e o forță uriașă și folosită înainte de alegeri... Ca manevră, așa, da. Masă de manevră. Dacă ar fi bine organizată, eu mă uit la filmele astea, nu, despre italieni în America, dincolo de mafia italiană și nu ce, măi, să știau toți, românii nu prea, și să feresc să spună că sunt români, nu prea, sunt cei din satele de care, eu știu, am mai fost odată la o chestie organizată tot de tine și am văzut, de la Galicia Mare, de unde am eu crama, erau 10 inși, până mai veneau unii de la Giubega, un sat de... Dar nu mergeau, să știau între ei. Mergeau fiecare cu satul lui. Nu sunt bine organizați. Românii n-au știut să se organizeze niciodată, știi? Să știi că și înainte de 89, polonezii au avut sindicatele libere, unde au fost milioane. Muncitorii au zgudit. Culmea este că nu intelectualii au destrămat comunismul. Muncitorii polonezi, care au avut la vârf intelectual pe Adam Michnik, dar Lech Walesa era muncitor, era ciocănar în port, așa, da? Dar erau organizați. Și cu biserica. Cehii au avut Carta 77, unde erau mii de intelectuali. Cehii erau mai pe zona intelectuală. Și ungurii au fost organizați. Românii care au fost? Doina Cornea, o băbuță curajoasă la Cluj, un poet nebun, cum și eram considerat eu, și un preot la Timișoara. Și doi, trei preot la Timișoara. Și s-a terminat chestia. Da. Bine, era și presiunea mai mare a securității. Asta e realitatea. Dar, pe de altă parte, chestia cu solidaritatea românească e o problemă. E, știi? Da, eu cred că ne lipsește în gena noastră, pentru că comuniștii și poate și înaintea lor au făcut într-așa fel să aplice politicile divide din pera. Nu i-au lăsat pe oameni să socializeze, să se coaguleze în organizații, în asociații, în sindicate. Când au venit comuniștii la putere, domne, împotriva cheaburilor, ce erau cheaburii? Cei mai harnici oameni din sat erau familii de țărani înstăriți, înțelegi, care coagulau pe lângă ei 10, 20 de hectare, dar nu aveau mai mult cheaburi. Și într-o dată a apărut figura cheaburului, ca un șobolan. Aiurea, erau oamenii mai harnici din comună. Pe urmă, secera și ciocanul, ce? Simbolul clasei muncitoare și a țărănimii, împotriva intelectualilor. Și mă rog, uite așa s-a... După 89, nu-ți amintești? Când a început chestia cu mineriadele și organizați de Petre Roman și de nu știu ce, veneau și demonstrau noi muncim, nu gândim. Erau foarte mândri de această sintagmă, noi muncim, nu gândim.
Au știut băieții, activiștii de partid, știau să lucreze cu masele populare. S-a studiat dintotdeauna. Pe de altă parte, intelectualitatea românească totdeauna a fost șovăielnică, știi? Și după vinerea comunismului au luat culoare, chiar dacă nu credeau în comunism, au intrat în... Înțelegi? După cum bătea vântul, știi? În, bine, drept e că mai e o problemă cu românii. Noi am fost în, la marginea trei imperii. Imperiul Austro-Ungar, până și bulgarii au avut imperiul, nu așa că știi? Imperiul Rus, așa... Și se spune că singurul nostru prieten a fost Marea Neagră, de fapt, singurul nostru vecin. Și Imperiul, mă rog, turcesc, care a stat 500 de ani sub turci. Dar sub turci, noi am avut capacitatea să supraviețuim 500 de ani, n-au fost dărâmate bisericile creștine din România. Turcii au venit în Bulgaria și au transformat bisericile ortodoxe în geamii. Au intrat în Serbia, au transformat la fel bisericile în România le-a lăsat. Și au trecut la unguri, au transformat catedralele, tot la fel, au pus semiluna și au ajuns până la porțile Vienei. Dar la unguri au mai lăsat și o mentalitate șovină, au lăsat mai mult. Nu, n-au lăsat ei. Nu, asta depinde, fiecare țară are... Au ajuns la porțile Vienei și când a fost gata să cucerească Viena, cine crezi că aducea mâncare la porțile Vienei pentru armata turcă? Domnitorul român și domnitorul din Moldova. Noi am inventat catering-ul, acum 500 de ani, să știi. Livram la austriești, da. Marfă. Pentru că turcii, România era mare producătoare, țările române aveau turme foarte bogate, făceau agricultură, deci făină, seu de oaie, carne de vițel, n-a luat porcul, de-aia românii au, că ăștia erau speriați de untura de porc, dacă îl atinge pe un musulman, nu mai intră acolo unde îl așteaptă 80 de fecioare sau nu știu câte. Virgine, da. În fine, vreau să spun că am supraviețuit, a trebuit să supraviețuim. Tehnica asta de a supraviețui, sigur, ține și de inteligență, dar și de o modalitate de a nu... De a te adapta. Te adaptezi, dar de fapt ești om de a sta pitulat acolo în păpușoi, știi? Am stat pitulat în păpușoi, se spune că am sabotat istoria, de fapt, și am supraviețuit, așa. Din când în când mămăliga explodează, cum a fost atunci în decembrie, după aia lumea s-a liniștit și mămăliga funcționează iar la foc moale. Da, da, la foc lent. Policilor nu le e frigă cumva să se frigă. Ar trebui să se îngrijească, să prevadă. Dar să-ți mai spun ceva, și înainte de 89 fugeau oamenii cei mai curajoși, aia care fugeau în Occident, treceau Dunărea și riscau viața, că în România grănicerii nu stăteau cu armele îndreptate către dușman, ci stăteau cu armele către interiorul țării. Să nu fugă românii, să nu fugă la Sârbi, în primul rând, sau dincolo la Ungure. Au fugit atunci oamenii cei mai curajoși. Și după 89 au plecat oamenii, de fapt, că nu e ușor să iei străinătatea în piept, să te duci într-o lume străină, să te adaptezi acolo cu familie, cu copii, cu nevastă, cu nu știu ce, și să-ți faci o casă, să trăiești. E un lucru extraordinar de greu, știi? Discutam cu câțiva colegi în urmă cu câteva zile despre sacrificiile umane care au fost făcute de către români în perioada asta, din 89 până astăzi, mai exact până în 2007, când am intrat în Europa. Maestre, avem mii și mii de sacrificii, oameni care și-au pierdut viața emigrând. Adică mulți dintre ei au plecat clandestin, pe trenuri abandonate, pe sub mașini, s-au întâmplat tot felul de nenorociri. Același lucru ce se întâmplă acelor refugiați politici care traversează mările și oceanele în ziua de astăzi și sunt victime umane foarte multe. Același lucru s-a întâmplat românilor, dar nimeni nu povestește despre asta. Se uită repede. Adevăr că omul are capacitatea să treacă peste răul pe care în care a trăit la un moment dat. De-aia există și nostalgia după vremea comunismului. Fiindcă atunci aveai niște chestii asigurate. Știai că termini școala și îți dă statul o garsonieră și îți dă un loc de muncă dacă terminai facultatea, într-o comună la cârligații din deal. Și atunci, sigur, nu te costa mult curentul electric, nu te costa întreținerea, apa, dracu, și astea erau chestii
Și atunci, sigur, viața era mediocră, era mizeră, se stingea lumina la ora 10, era numai un program de televiziune parțial color, că numai Neanicu era colorat. Dar lumea uită chestia asta, știi? Începem să sigur că acum este o teroare, o nevroză colectivă, dacă vrei, uriașă, știi? Pentru că foarte puțin fac față nevoilor actuale și plus diferențiile sociale, atunci aia care trăiau bine trăiau mai ascuns, știi? Acum vin ăștia pânsate cu mașini pengoase, șmecheri, ciorditori sau, mă rog, ești așa, ești care s-au îmbogățit, că nu cei mai deștepți oameni se îmbogățesc. Nu, niciodată. Dacă faci o coteală în ăia top 300 la români, nu știu câte minți strălucite sau care au legătură cu cultura, nu. Sunt oameni care fie au simțit... Cu cercetarea, cu științele. Sunt câțiva cărora a mers bibilica, nu ce, dar sunt oameni care au simțit pulsul vremilor și s-au descurcat, mai ales în primii 10 ani acolo, știi, când cu gumă de mestecat, cu mâncăruri expirate din Occident, au făcut afaceri, s-au îmbogățit, țoape, au cumpărat palatele foștilor oameni de dinainte de război, știi? Au răscumpărat averi. Așa, i-au șmecherit asta cu această lozincă, să dăm înapoi oamenilor. A fost o mare prostie, știi? Pentru că cei care au rămas, ăia bătrânii, au murit de fapt în realitate, au rămas rudele de gradul 3 și au luat înapoi și au cumpărat activiști de partid, securiști sau băieții cu bani, bișnițari au cumpărat aceste chestii. Eu am spus odată la televizor, domnule, țăranului român îi s-a confiscat la colectivizare căruța, caii, vaca, plugul, așa. Păi dați-le înapoi și țăranilor, că dacă el avea vaca aia din 1960 până în anul 89, aia făcea 300 de viței până acum. Dați-le nu numai pârloaga de pământ înapoi, că ăștia n-au cum să facă agricultură, țăranul român, numai cu grebla și cu furca. Dați-le o sumă de bani, echivalentul, eu știu, 100.000 de euro fiecărui familii de țărani, pentru că i-ați luat obiectele muncii și pământul, i-ați luat și animalele și l-ați lăsat muncitor cu sapa, nu la CAP. Nimeni nu s-a gândit, și ăștia veneau, s-au bătut în piept că ei sunt cu poporul, cu stângiți, că nu ne vindem țara, nu știu ce. N-au vândut țara, au ciordit-o ei. Au ciordit-o în bună și-au vândut-o ei la un preț mai bun și și-au băgat banii în buzunar. În fine. Da, e mult de discutat pe acest argument, pe ce s-a întâmplat în ultimii ani în România, ce au făcut... Bine, ne-am iluzionat cu toți, că încă o dată a fost și o descătușare cu libertatea. Când era în 90, mi-amintesc că au venit niște nemți de la CDF, de la o emisiune de televiziune germană, să facă un film despre România. Și au venit la mine, nu știu că eram cunoscut în Germania, mi-a apărut să două cărți acolo. Și hai să mergem înainte de alegeri, primele alegeri libere. Și întrebam țăranii, domnule, cu cine votați? Cu Iliescu. Zic, de ce votați? Păi zice, ne dă de mâncare. Păi zic, cum să vă dea? Da, zice, putem să cumpărăm pui de gostat. În martie 90, păi zic, bre, crezi că Ion Iliescu are la Cotroceni vreo crescătorie de pui? Tot voi produceți pui ăia, știi? Dar aveau sentimentul că li se dă ceva, știi? Apăruse pâinea turcească, se dădea la liber, și că înainte de 89, țăranul care producea grâu n-avea voie să cumpere din București pâine. Trebuia să arăți buletinul. Da, da, da. De asta spun că, mai ales ăștia tineri, habar n-au ce a fost înainte de 89. La alimentarea, ca să iei 200 de grame de salam, arătai buletinul de București. În fine, deci au fost niște lucruri nemai întâlnite, de fapt, în lume și într-un sistem social. Am intrat dintr-o groapă în altă, din groapa comunismului, groapa capitalismului. Că asta ne zbatem acolo așa. Puțini au rezistat, știi? Păi, problema e că stăm în continuare în această groapă a capitalismului și nu reușim să ieșim la lumină. Uite, o parte dintre românii care au plecat, după părerea mea, văd cum se trăiește într-o societate ceva mai civilizată decât în România și unde sistemul capitalist e sigur de pus la punct. Lăsăm la o parte că fiecare țară are birocrație și nu știu ce, știi? Copiii învață limbi străine. E posibil ca în 10-20 de ani să se întoarcă copiii celor care au muncesc în străinătate, știi? Care fac și școli, așa? Să se întoarcă și să investească în România. Eu cred în acest lucru. Diaspora la un moment dat va lua puterea în România. Nu acum, încă acum e ușor, că încă oamenii sunt derutați și nu știu, dar în 20 de ani când acești tineri, știi că când
când a fost marele exod al evreilor, știi? Și trebuia să traverseze deșertul, Moise a spus, domnule, până ajungem la Pământul Sfânt, e bine ca să moară sclavii bătrâni, să intrăm acolo numai cu cei născuți în libertate, cu copiii ăștia, știi? Va vedea în generația asta de copii născuți în libertate, care probabil că vor ocupa ei România, nu străinii, care au deja luat, cumpărat pământul, au investit pe nimic, în fine. Da, păi apropo de străini care au... Noi spuneam din diaspora, țipam de aici, de-a lungul anilor, încă din 2003, de când cerem statului român să facă legi prin care să protejeze proprietatea pământului, să fie într-un fel sau altul, cum fac și alte țări, încearcă să protejeze da, la masă. Știu, da, bine, dar atunci auzeam politicieni pe care n-aș vrea să mai aud de ei niciodată, când le spuneam aceste lucruri, spuneam, haide, domnul Tătărea, termină cu prostile, că nu și-a italianul pământul în spate să plece cu pământul din România. Nu și le-a, dar controlează producția, controlează... Nu, și-au venit marile firme care au luat totuși, și-au des micile firme private române dispar, în fine. Românii n-au știut cu aerul complexul comunismului, nu știu, de fapt s-au făcut mari afaceri, pentru că, de exemplu, în țări occidentale, nu s-a dat înapoi regilor. În Grecia, regele n-a avut voie să intre, nu știu, acum probabil, dar nu li s-au dat înapoi proprietățile, mai ales cei care au fost, fie că au aderat la fascism, fie că și în Italia, cred că... Aici, lângă, în Croația, o țară mică, cu câteva milioane de oameni, au zis, domnule, nu se dă nimic românii înapoi. Românii cu aerul nu, că noi facem o dreptate istorică, de fapt, au făcut o nouă de dreptate, pentru că a fost făcută la șmecherie și ceea ce a aparținut familiilor binecunoscute din capitalismul românesc, am spus, a trecut în buzunarul băieților deștepți. În fine. Da, haideți să ne întoarcem puțin tel și din nou la, la problemele care le trăim aici, pentru că din experiența dumneavoastră, chiar mai mult, avem nevoie de câteva sfaturi. Întrucât, a spus mai devreme, românii se vor întoarce acasă, e nevoie ca românii să se întoarcă acasă, generația viitoare, poate copiii noștri. Dar cum facem noi, cei care ne prezentăm public, dumneavoastră în cazul de față, domnule Dinescu, să îndemnați pe acești oameni să se grăbească, pentru că timpul trece, țara... Hai să spun ceva. Eu întâmplător, pentru că bunicul meu era grădinar și eu când aveam 5 ani la Slobozia, vindeam legume la piață, știi? Am făcut negustorie până în clasa a patra. Urmă, mi-era rușine să nu mă vadă colegele pe acolo vânzând... Până în clasa a patra, să mă audă italieni. Între a cincea deja mi-era jenă, că vin fetele până piață și mă văd acolo. Am fost obsedat de chestia asta. Dom'le, merită să investești în pământ, așa. Și când, după ce am avut Academia Cața Vencu și mi-am vândut acțiunile, am zis, dom'le, investesc în agricultură. Nu eram pregătit pentru ea. Am pierdut mulți bani, înțelegi, pe grâu, pe porumb, mai ales în perioada aia din 90 și ceva. Până la urmă am zis, hai să merg pe vie, pe viticultură, așa. Și tot ce am câștigat pe televiziune și nu știu ce, am investit în asta cu via. Dar acum, dacă mergi în zona Olteniei, vezi așa pe gardurile unde sunt ferme, angajăm tractoriști și ingineri agronom. Nu mai există ingineri agronom, nu mai există tractoriști, nu mai există tehnicieni. Înțelegi? Nici la fabricile care au existat în România, fabrica de la Calafata, era o mare fabrică de legume, știi? Veneau țăranii pe vremea comunismului, le dădea voie să vină cu căruțele, cu legume. S-a vândut la fier vechi, înțelegi? Au dispărut, chiar dacă s-ar face acum o fabrică, nu mai sunt maestri, nu mai sunt tehnicieni, s-a dus dracu, știi, de fapt. Da, mâncăm produsele turcilor. Este o mare pierdere, asta vreau să spun. Da. Păi știi cum se face sucul de roșii care se bea în România? Vin din Turcia butoaie cu bulion, 5% bulion, 95% apă și colorant și nu știu ce, și asta bea românul, suc de roșii. Dar otrăvim populația. Și când kilogramul de roșii e iar la fel, un leu kilogramul, sau găsești și cu 70 de bani de-astea de să faci suc de roșii. Dar nu știm să ne... Nu, noi, încă o dată, nu știm ce avem bun. Fiindcă, cum e roșia românească, mai rar să...
miroase vrejul ăla și nu știu ce. În primul rând, toate semințele acum sunt aduse din Olanda și știi, roșia olandeză nu poți să păstrezi sămânța și să o semeni. Gata, e făcută în așa fel încât trebuie să cumperi din nou sămânță, fiindcă bunicul meu, de exemplu, și cum selecta. Adică nu produce semințe pentru reproducere. Nu, da, toate legumele sunt modificate, de fapt. Bunicul meu, cea mai mare roșie, cea mai frumoasă, o păstra pentru sămânță. Și anul următor ieșeau numai roșii de alea, inima boului, știi? E, și ardei și nu știu, făcea singur o selecție de asta natural. S-a terminat cu chestia asta. Țăranul român, mai găsești, ești pe acolo, mai sunt babe care își fac singure, de acolo iau și eu cele mai bune legume din Calafat. Dar s-a dus chestia asta, asta vreau să spun, producătorul român este cel mai păgubos din Nu se va îmbogăți niciodată, aici e nebunia. Ori dacă or să vină, mai sunt tineri și în Italia și în Spania și nu știu care, vor face școli profesionale, tehnice, ingineri, vor deveni, poate că odată unii vor face și averi, că nu se știe Vă dau niște cifre. Aici în Italia sunt 46.000 de firme înființate de români. Și multe dintre acestea activează chiar în agricultură. Deci sunt români care au în sudul Italiei și aici lângă Roma, zona Agropontino, o să vă conduc să vizitați acolo niște sere, a căror proprietari sunt români. Dar trebuie să-i convingem pe acești oameni care ei lucrează și lucrează pe standarde europene și știu exact câte pesticide bag acolo în seră și mai știu exact, știu la fel de bine câte bag turcii care bag de 10-20 de ori mai mult decât este permis pe piața europeană. Deci, oamenii care fac agricultură de performanță și au 10 de hectare de seră, pe aia trebuie să-i aducem ca și exemplu și să îi ajutăm cumva să implementeze și să bage pe piața românească acest tip, această gândire, pentru că în zona Agropontino, dacă toți suntem pe agricultură, sunt așa zisele cooperative care se ocupă exclusiv de gestionarea mărfurilor care le produc asociații. Din păcate, românii au făcut alergie la expresia asta cooperativă, pentru că era cooperativă CAP-urile. Era CAP-ul, aoleu, și cooperative. Și atunci ei n-au înțeles de fapt ce înseamnă. Eu când am spus, domnule, am fost în Italia prima dată și eu am rămas uimit. Când am fost prima dată în Italia, cred, în 93, m-a dus cineva în afara Romei, într-o zonă unde erau livezi cu măslin. Și scria cooperativa agricolă, nu știu ce. Bă, zic, ce aveți voi aici? Comuniști, ce sunt ăștia? Nu, domnule, ce... Fiecare are o jumătate de hectar, un hectar, nu știu, și și-au făcut o fabricuță împreună, au primit bani de la stat, ca să nu-și facă singur, costă mult. Și sunt, eu știu, 50 de familii care vin cu măslinile acolo, se procesează, își pun pe sticlă de ulei numele familiei și asta e cooperativa. Ioan le-a explicat, domnule, românii și-au omorât, dacă ei își păstrau sediile fostelor IAS-uri, care erau performante, înțelegi? Și ar fi înțeles, dar atunci a fost o nebunie. I-au dărâmat toți și au luat fiecare o clanță, o cărămidă, vacile alea de rasă, care erau bine hrănite și nu știu ce, după le-au luat fiecare acasă, păi ce, cu paie și cu garduri și cu... mâncau și ziare de foame. Ce să dea lapte? Alea dădeau 40 de chile. După 3 luni de zile dădeau 3 chile. N-a știut nimeni cum să-i învețe. Fobia românului. A venit Băsescu, zice, să trăiți bine. Dar noi n-am avut profesori de trăit bine în țara asta. Și nici acum nu avem, știi? Nu avem și da. Cred că ne întoarcem la ce ați povestit dumneavoastră mai devreme. Fobia asta a românului de a se asocia, de a se integra, de a avea, a participa în cadrul unei asociații de voluntariat. E o problemă. E și o chestie de gând și o spaimă, în fine. Îți dau un exemplu. Acum vreo 10 ani m-a căutat un tip din Spania, un spaniol, care fusese președintele Asociației Crescătorilor de Capre din Spania. Avea și o revistă La Cabra. Eu scoteam atunci Play cu Boel. Credea că ai cu cine știe crescător de vaci, cine știe ce sunt. Reprezentați un grup de interese, da. Urmă s-a dumerit el că e o revistă de satiră, nu știu, dar m-a căutat, m-a văzut la televizor, zice, domnule, uite, eu sunt... știa puțin românește, a avusese o prietenă în România, o gagică, și zice, domnule, zice, eu am fost crescător de președintele și mi-a arătat
președintele crescătorilor de capre și revista, redactorul și la revista la Capra, Capra adică. Zice, domnule, voi aveți o avere aici, caprele astea românești, care nu sunt de rasă și nu dau lapte cât dau ale noastre, au însă, zice, un lapte de foarte bună calitate și nu mănâncă lucruri atât de, cum să spun, toxice, de sofisticate, care să... Antibiotice capra și aia, da, nu le trebuie, sunt foarte sănătoase, zice. Dar, zice, cei mai săraci oameni de la voi cresc capre. Haideți să-i organizăm pe crescătorii de capre, că în sat sunt ori niște țigani mai amărâți, ori un țăran mai răia. Știi că se spune capra e vaca săracului. Da, 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 da. Dar laptele de capră este nemaipomenit de sănătos, face bine și la plămâni și la fine, la bolnavii de plămâni, așa. Are, deci, niște substanțe de-astea de autoapărare a organismului extraordinare. Și tipul a venit la mine, eu pe vremea aia eram, cred, în relații bune cu ministrul agriculturii și l-am dus la ministerul agriculturii, cred că Flutur era. Și am zis, uite, e un spaniol care a fost el vrea să lucreze cu Ministerul Agriculturii, nici nu vrea bani, că nu-l interesa asta. Să meargă să înființeze în fiecare sat, deci asta acum 10-12 ani, Asociația Crescătorilor de Capre. Și el ce spunea, domnule, trebuie un tank de ăsta de răcire, nu trebuie bani mulți. Colectarea la să vină toți cu caprele, mulți automat, era o investiție destul de mică, așa. 4-5 și România va reuși în curând să facă, să crească capre, nu știu ce. Bineînțeles că l-au sabotat ăia de la, între timp a plecat Flutur la minister, nu știu ce, ăia, ce voia, nu voia ăia de la minister să meargă până sate, să-i organizeze pe țărea. Așa. Vine spaniolul să ne învețe pe noi. Și, da, exact. Și săracul spaniol a venit la mine într-o zi, zice, domnule, mi-am dat demisia, zice că nu se poate la voi. Așa. Degeaba am fost eu și până județ, am vorbit cu unii, nu știu ce, știi? Li se părea că e o chestie insignifiantă, cu capre, crescut de capre, dar laptele de capră, știi ce scump e? Și aici francezii trăiesc, sunt mândri de brânza de capră, costă 10 euro, așa, o bucățită, că 100 de grame, știi? La fel și în Italia. La fel maestru, și în Italia. Trebuie să vă întrerup o secundă, pentru că mi-atrag atenția din studio, pentru că trebuie să intrăm în pauza de publicitate. Ne revedem peste câteva minute. Okay. Câteva minute, dragi telespectatori. Din nou în direct, din studiourile Dacia TV, emisiunea noastră Români pentru Români. În această seară, stimați telespectatori, avem un exemplu de român care este ambasadorul nostru al românilor de pretutindeni pe tot mapamondul prin poezia și prin implicarea domniei sale în lumea artiștilor și în acelor care fac într-adevăr mult pentru țara noastră și nu apar chiar așa deseori cum vor alții să dea impresia că sunt eroii neamului. Bine, despre asta vom vorbi. Da. Domnul Mircea Dinescu, în vizită la Roma, a venit special pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă întâlnească mâine, maestre. Da, mâine, deci întâmplarea face că prietenul Monica, care e patroană la magazinul stradă, asta. Așa, și are magazin cu produse românești și a luat și vinul meu. Prietenul ei este asociatul meu la via pe care o am eu acolo, la Galicia Mare, și acum refacem clădirea veche, la Cram, în fine, cu tehnologie nouă și am mai fost și anul trecut, dar anul ăsta am zis, domnule, hai să venim ca o zi de a recoltei. A dus, cred, niște tulburel, niște mus, care între timp se face tulburel. Cred că mai vine și o cântăreață de muzică populară, da, de prin Moldova, în fine, că Monica e moldoveancă. Da. Și o să dau autografe pe sticlele de vin. În fine. Deci mâine... După amiază, mâine după amiază și duminică la prânz. Sâmbătă și duminică, mare petrecere. Da. De dimineață până seara, maestrul Mircea Dinescu va fi în jurul prânzului acolo cu noi. După prânz, vom degusta vinurile lui Dinescu. Vom degusta must adus direct de acasă, din Crama, de la Galicia Mare. Galicia Mare. În Oltenia, pe malul Dunării. Ceva produse făcute așa la grătar acolo, cu siguranță le vom găsi, pentru că s-au O să-l ajut pe cel care vinde acolo să facă o pastramă de asta. Cea mai bună pastramă nu e aia cu sare multă pusă la uscat,
ci pastrama de berbecus proaspătă pe care dezbraci berbecul așa o dată de blană, după aia îl scoți de pe oase, bați carnea aia cu... și pui pe ea usturoi pisat, cimbru, puțin piper, niște vin și ulei. Aia dacă pui pe grătar, aia e pastrama adevărat. Aia uscată și dacă ți se face gura pungă, se făcea pe vremuri că nu existau frigidere, nu existau, știi, dar acum cea mai bună pastramă e aproape. Sunt foarte mulți telespectatori, sunt aproximativ 400.000 de telespectatori care ne privesc în acest moment. Mulți din regiunea Lazio, dar sunt și din regiunile Toscana și Abruzzo. Uh-huh. Cu siguranță mâine vom avea oaspeți, pentru că eu îi consider oaspeți de suflet, pe cei din afara Romei care vor veni aici la Roma, la magazinul la strada, vis-a-vis de gara Tiburtina. Este foarte simplu să ajungeți, stimați spectatori. Traversați strada exact în fața gării Tiburtina, magazinul la strada, Circunvalazione Nomentana, numărul 530. Ne găsiți acolo, găsiți acolo printre altele și birourile noastre de la Camera de Comerț. Găsiți toate bunătățile care sunt aduse de cei de la strada, produse românești, produse autentice, acele produse care dumneavoastră le-ați solicitat dintotdeauna, produse de calitate, la prețuri accesibile, pentru că știți, ne-au criticat și italienii, băi, cum puteți mânca toate, mă rog, acum la strada a devenit o vetrină de produse românești de calitate. Trecem la pastramă, revenim la povestea aia cu brânza de capră, știi? Mi-amintesc când era Băsescu președinte și era Andrei consilier pe externe, așa, a fost invitat Băsescu de Berlusconi și l-a luat și pe Andrei, care vorbește în limbi străine, de farmec nebune, așa cum e Andrei, și Berlusconi l-a invitat pe Băsescu pe iahtul lui personal și a dat o masă, știi? Și Pleșin îmi spune, băi, și la un moment dat a venit cu un platou uriaș cu brânzeturi din regiunea de unde avea el așa, brânzeturi de capră, nu știu ce, știi? Și Băsescu zice, bă, ce dracu pute așa, așa? Și împinge și tu brânza aia mai încolo. Ăsta spune, domnul președinte, dar știți, e mândria lui Berlusconi cu brânza, du-te mă cu brânza, du-o mă mai încolo. Apropo, un om care nu știa cum să trăiască bine, că într-adevăr brânza de capră este formidabilă, așa, voia să ne învețe cum să trăim mai bine, știi? Dar, în general, românii au luat plasă cu toți președinții, știi? Ne-am iluzionat întâi cu Iliescu, că e un om cum se cade, formă s-a dus dracu, s-a dus toată iubirea, știi? A venit pe aia Emil Constantinescu, iarăși, aoleu, intelectual, mai fin, nu știu ce, s-a dus dracu și Constantinescu. A revenit Iliescu, a venit Băsescu, domnule, asta e o figură, a fost comandant de vas. Aiurea, a băgat România în șans. Cu Iohannis la fel. Bă, vine Neamțu, lucru bine făcut. Ciuciu, care lucru bine făcut? Că România tot pe la marginea Europei, așa, rămâne, deși, încă o dată, România a avut un statut între cele două războaie, România producea locomotive, așa, avea industrie puternică. Eram foarte tari cu agricultura. Sigur că erau diferențieri sociale și nu știu ce, dar... Românii trăiau bine pentru că mi-amintesc că Iorgu Iordan era profesor de liceu și îmi spunea, vorbea cu tovarășul el și tovarășul Dinescu, când eram eu profesor în 1912, puteam să mă duc la Viena și că aveam, era leu de aur, aveam 3 lei de aur salariu pe lună ca profesor de liceu și mă duceam la Viena 2 săptămâni și îmi cumpăram și un palton pe leafa mea. E, acum vreo 2 săptămâni m-am întâlnit cu o profesoară, călătoream cu trenul și vine, mă știa de la televizor și zice, domnul Dinescu, mă știu la televizor, nu știu ce, sunt profesoară de român, dar zice, acum merg la Viena că m-am lăsat de profesoră, că nu mi-ajungeau banii și îngrijesc 2 bătrâni. Dar zice, sigur că e o muncă nenorocită, dar zice, eu câștig de 10 ori mai mult decât câștigam ca profesoară de limba română în România. Aici e drama. Că luăm pe categorii sociale și vedea că profesorii trăiesc la marginea mizerii, au salarii de mizerie, știi? Și de-aia sunt și isterii și nu știu ce. Păi da, ce să îngrijească de copii, nu știu ce, când ei nu fac față cu salariul ăla? Când se gândește ce să punem de seară pe masă, sigur. Deci sunt multe categorii sociale zdruncinate de lumea asta românească, care
Din păcate, statul român n-a știut să-și priponească oamenii de calitate. Că, și vorbesc și oamenii de aia care muncesc ca lumea și de care era nevoie, pentru că, uite, ziceam de aia care au pe poartă acolo la o fermă, că vor, angajează tractorist și inginer agronom. Eu nu găsesc inginer pentru vie sau tehnician. Viticol care să-mi îngrijească vie. Am 50 de hectare la cetate acolo și nu găsesc un om, un tânăr care să, domnule, să aibă pasiune. Că e o chestie să te îngrijești de o vie. Sunt 11 soiuri de vine. Este o meserie nemaipomenită. S-au dus. Nu mai sunt școlile. Aici ar fi trebuit un proiect pentru România care nu s-a făcut în ăștia 25 sau 30 de ani, că n-am nici vreau să mai mă gândesc cât au trecut. S-a făcut împotriva României, poate. Un proiect de țară, știi? Să știi pe ce te bazezi, domnule, în țara asta, știi? În primul rând treaba agricultură, în urmă pe turism, dar trebuia încurajați, bineînțeles, oamenii ăștia. Când merg la un târg, de exemplu, la Poiana Mare sau la Cujmir, sunt satele astea oltenești, așa, văd sute de căruțe cu cai, știi? Și prima dată mi-a fost milă. Bă, oamenii ăștia cu căruța, cu cal, în secolul 21, știi? Când aici, nu, ca să vezi un cal, trebuie să mergi la grădina zoologică. Și pur m-am gândit, domnule, de fapt, dacă românii ar fi deștepți, ar face un proiect românesc să li se dea acestor oameni să nu, să-și păstreze căruța și calul, pentru că e cam acum 300 de ani și vin la târg acum 300 de ani. Și să transforme sărăcia acestor oameni în ecologie, de fapt. Știi că ei au pământ puțin și pun gunoiul de grajd la legume, înțelegi? Nu poluează cu mijlocul lui de transport, adică ar trebui încurajat nu să-și ia tractor în locul căruții, să-i se dea bani să-și păstreze căruța și calul. Să-și păstreze căruța și calul. Și să încurajeze agricultura asta bio, care la noi nu-i pământul atât de otrăvit. Îți dai seama așa în Occident, ani de zile, câte chimicale au băgat în pământurile lor ca să le facă producții. Acolo a fost pârloagă multă și după Revoluție, știi? Acum au început, că au luat străini, în fine, și marile trusturi, știi? Dar, de fapt, încă este pământul România care produce nemaipomenit. Da, România folosește mai puțin, da. 10% mai puțin, de 10 ori mai puțin. Mai puțin. Asta ar fi o șansă, știi, pentru România. Pesticide și toate astea. Nu se gândește nimeni, de fapt. Nu se gândește și, din păcate... Și ăștia tineri nu mai vor. Aici, știi care e marea drama satului românesc, care s-a golit de forța de muncă? Știi că înainte de război era dragostea asta de pământ. Dacă citești și Moromeții și Ion de Rebreanu, erau disperați de proprietatea pământului. Nu mai interesează, că știi că e sărăcie dacă tu îți cultivi pământul, știi? Tinerii toți fug. Fug de agricultura asta, știi? Ori asta ar putea fi o mare șansă dacă era gândită ca lumea, știi? Da, ați văzut și dumneavoastră, ați mai vizitat prin Occident, prin Italia, prin Franța, firme din astea micuțe, care fermele, au... Fermele, da, exact, mici, foarte mici, cu câteva zeci de hectare. Dar la noi a fost că, domne, nu, că nu mai ține cu agricultura decât dacă zeci de mii de... Fii, domnule, serios, că România, tocmai datorită... România e ca și Franța, ca fertilitatea pământului, calitatea pământului și clima la fel, știi? Franța este pe primul loc în lume, cred că se bate cu America la exportul de mâncare. România la export de mâncare, că e pe locul 160 și am putea să fim pe locul 3 după Franța și după Statele Unite. La ce produse face pământul românesc? Avem Dunărea, știi? Păi noi nu avem nici acum, pe toate canalele alea de irigație sunt sterpe de 30 de ani. Înțelegi? A venit un bătrân evreu și mi-a spus, bă, voi aveți o bogăție uriașă, aveți apă. Zice, crezi că noi ne batem cu arabii pentru ideologia, pentru Mahomet și pentru Moise? Ne batem pentru Iordanul ăla amărât, pentru apa aia, cât un canal de la voi. Și voi aveți Dunărea și ce văd că se usucă porumbul pe malul Dunării. Statul român a spus, domne, apa trebuie plătită. Du-te, dracu, nene, pune pompe, bagă apă pe canal și să plătește peste 100 de ani. Că dacă are țăranul, are țara. Era o vorbă, înțelegi, pe vremuri. N-au băgat apă pe canale de la împușcarea lui Ceaușescu și până acum. Știi? Erau canale de irigație. S-au furat, bineînțeles, de pe ele pompele, s-au furat dalele alea de piatră, știi? Era o energie, cum să spun, era pusă la punct, doar apă să ai pe un buton. Nu s-a știut și nici nu s-a vrut. Da. Să plătească fermierii. Care fermier să plătească?
Unul avea bani, alții n-aveau, ei erau țărani, ce să-și plătească apa. Fermierii în România fac agricultura asta intensivă. 20 de ani de aici încolo, că înflorea România. Da, noi producem într-adevăr mult. Și la noi ori sunt inundații, ori e secetă, știi? Că asta spunea și bătrânul evreu, spunea, domnule, de ce nu aduc, când e la voi ploaie multă, de ce nu se adună apa aia care undeva în lacuri de acumulare și după aia o folosiți cât sunt lunile de vară secetoase? Fă proiecte în România. Nu, noi producem grâu, producem pentru că sunt deja firme. Da, produce în funcție tot de Dumnezeu. Da, dacă plouă, dacă vrea Dumnezeu, plouă. Dacă dar nu, ne dăm italienilor grâu cu 10 cenți kilogramul și ei ne dau spaghetele cu 3 euro jumătate de kilogram. Da. Da, în fine. Mă rog. Aici cred că e mult de discutat în jurul acestui argument, dar trebuie să ne concentrăm acum mai mult ca oricând, zic eu, pe românii din diaspora care au nevoie. Nu sunt organizați. Părerea mea că dacă românii din diaspora s-ar organiza de adevăratele, deci nu numai înainte de alegeri, să fie cum sunt asociațiile și nu numai pe Hora Unirii și pe chestia asta. Cultură, da. Domnule, stai puțin, câte categorii sunt de în diaspora? Clasa muncitoare, tehnicieni, intelectuali, nu știu ce, domnule, alese comitete din fiecare, domnule, sunt plecați, ei spun că sunt mai puțini, dar în realitate în România mai mult de 15 milioane, cred că 5 milioane sunt plecați, păi un sfert din România e plecat în lume. Este o forță uriașă, înțelegi? De care trebuie să se țină cont. Nu se ține cont. Nu se ține cont? De câte ori mergem să le propunem proiecte de legi? Da, de nu, este gargara în timpul alegerilor și atât încolo. Nu e. Da. Nu vezi când vin înapoi scozile ale linii, măcar atunci nu sunt ei. Dom'le, treceți, băi, românilor, treceți. Bine ați venit acasă, da. Nu, îi țin cu orele, știi, de sărbători, de Crăciun, de Paște, de... Ne-au făcut acum o lege a votului prin corespondență. Spunându-ne să voteze românul prin corespondență. Spunându-le, băi, fraților, v-am făcut o lege prin corespondență. Păi, lege care ne-au impus-o și italienii ca să nu putem vota. Ne-a zis, băi, ca să votați, veniți întâi să vă înscrieți pe niște liste electorale. Da, da. Pierdeți o zi de muncă, veniți aici la primărie și după aia vă trimitem noi acasă asta, cartea de alegător. Au spus italienii. Cine pierde ziua aia de muncă să se ducă la primărie să își obțină acel document? Nimeni, pentru că din punctul nostru de vedere, un drept nu se obține în doi timp, așa, pe placul unui politician. Dom'le, ori îmi dai dreptul să votezi. În orice caz. Și e sentimentul ăla, dom'le, spagi votul în exact. Urnă. Eu, și știi unde sunt comunitățile? Fă 50 de de-asta de votare, de votare în zonele, în fiecare zonă unde știi că sunt români. Nu, ei spun acum, prin legea votului prin corespondență, te duci, te înscrii la ambasadă, primești acasă după ce te-ai înscris un plic. Și ghibe, bă, ce, eu votez pe aia și bă, ăștia o schimbă. Dar așa se întâmplă, mai este. Eu am garanția că plicul ăla ajunge acasă. Exact, nu. Am garanția că plicul ăla ajunge intact și este luat în considerare. Nu, e pe plic, implică asta. E pe plic ăsta, dracu, ce să... Da, no, dacă ar fi fost vot electronic, ar fi fost extraordinar de bine, pentru că atunci, bine, mersi, aveau posibilitatea toți să voteze. Eu tot spun, pe vremuri, înainte, apropo de corespondență, cutia poștală pentru mine, înainte 89, era un miracol, că eu mai publicam din când în când în Occident, în Germania, în fine, unde mi-au apărut 3 cărți și în Franța, cu o postfață, ca să mă dau mare, cu o postfață de Eugen Ionescu, la mari edituri, dar înainte de asta mai veneau invitații la festivaluri internaționale și căutam în cutia poștală, poate îmi vine o invitație de aia, știi? Era un miracol. După 89, cutia poștală pentru români a devenit o teroare, fiindcă deschizi cutia... Și vin numai facturi. Factură la apă, factură la curent, amenziile că ai depășit viteza. Păi, adică, numai chestii de-astea, să plătești impozitul la nu știu ce... Deci cutia poștală, somații și da, e o chestie de teroare așa. Bașca toate astea reclame și nu știu ce lei și le arunci direct la gunoi, știi? S-a dus miracolul comunicării prin scrisoare. Și ei se gândeau că poate funcționa votul, nu are nicio șansă. Acum, ușor, ușor, ne apropiem de alegeri. Cu siguranță o să vedeți și dumneavoastră că iarăși diaspora devine oaia neagră, întrucât... Nu, va fi curtată diaspora, având înainte și după mare, devine... Înainte va fi, probabil, vor începe să umble până...
să se întâlnească cu românii, cred. Da, noi am început aici, în studioul Dacia TV, să mai discutăm de-a lungul timpului despre politică și sunt convins că aveți câteva sfaturi să ne dați în privința participării, implicării noastre a românilor din diaspora în viața politică, în, de a ne și face datoria mie, civică față de... Diaspora a trăit un moment extraordinar la ultimele alegeri, pentru că a fost nebunia cu Iohannis, cu ăștia n-au știut să-și... PSD-ul atunci a greșit, a avut niște proști, că PSD-ul, care de obicei e partidul cel mai bine organizat, n-a știut cum să lucreze cu diaspora. No, no, a trimis niște mai muțoi care au zis, domnule, s-ar putea diaspora să simpatizeze cu dreapta, mai bine nu facem chestiile de vot, așa, știi? Că dacă veneau și organizau, ieșeau mai câștigați. Și atunci a fost nebunia cu Iohannis, știi? Dar a fost că speranța atât de mare cu Iohannis și s-a fleșcăit atât de tare chestia cu Iohannis, încât eu cred că nu o să mai vină atât de mulți români la vot câți au fost... Nu, probabil vor veni și poate vom face tot posibilul să vină și mai mulți, pentru că avem nevoie să reacționăm la batjocul ăla care au făcut-o cu votul prin corespondență. Trebuie să le demonstrăm că ceea ce s-a întâmplat și politicile statului român pentru a ne oferi acest drept sunt greșite. Atunci ieșim cu toți în stradă și votăm. Normal, trebuie să ne gândim foarte bine acum, în preajma, înainte de alegeri, să identificăm oameni valabili, pentru că avem și deputați de diaspora, avem parlamentari de diaspora, trebuie să-i votăm, să ne reprezinte. Nu trebuie să mai acceptăm să ne catapulteze de partidele politice tot felul de noi ca nimeni aici în diaspora să reprezinte interesele diaspora. Ce să înțeleagă domnul Dinescu? Auzi, fii atent, apropo de români din diaspora, am avut două revelații. Una cu oameni plecați în Occident, care vin în excursie în România și unii au venit și la mine la cetate, că am băgat pe turism chestia asta din portul cetate, știi? Care vreau să bea vinul meu, să mănânce bine, să vadă locul, nu știu. Și mi-am zis, uite, domnule, ce potențial interesant este turistul român plecat în Occident, care la un moment dat vrea să vină să mai vadă România. Și nu ca amărâtul așa, ci ca turist, pur și simplu. Cel mai mare ambasador. Pe de altă parte, am întâlnit un caz absolut dramatic, unui doctor plecat pe vremea lui Ceaușescu, a plecat în Germania și care și-a învățat copiii germani, nu le-a spus că sunt români, a plecat copiii mici la un an și și-a luat profesoară de germană, el și-ar nemțește cu nevasta, nu știu, și nu le-a spus niciodată că el avea un nume nemțesc, așa de... nu le-a spus că sunt din România, știi? Și copiii până la 20 de ani n-au știut că sunt de origine română și au aflat. Au zis, domnule, am plinit 20 de ani, el are cabinet particular, o duce foarte bine în Frankfurt, e tare de tot tipul. Și, domnule, ce crezi? Copiii, când au aflat că ei, de fapt, au strămoșilor erau în România, au venit în România în vizită. Măi, le-a plăcut atât de tare în România, s-au întors acasă, au mai venit odată și au scris lui tasul, domnule, nu ne place România, nu mai venim în Germania. Înțelegi? Că tineretul român, simpatii românii sunt destul de drăguți cu străinii. Bine, i-au adoptat. Suntem un popor primitor, în general. Și ăsta trăia o mare dramă, că el le făcuse casă în Germania, la fiecare avea, voia să-i lase, că unul era dintre copii, făcea medicina, să-i dea cabinetul lui particular. Nu, ce nu vrem, ne place mai mult în România. Deci, s-ar putea să se mai întâmple miracole de astea, da, să vină care să vină să trăiască peste 10-15 ani. Trebuie să România. Facem posibil să se întâmple aceste miracole, cum de altfel sunt foarte multe drame de care dumneavoastră povesteați aici, în comunitățile din diaspora. Pentru că mulți copii nu vorbesc limba română. Eu merg la biserică când pot și întâlnesc prieteni, colegi cu copii de mână acolo. Da, pentru că e și un complex. Mulți au zis, bă, românii sunt considerați nu știu ce, că hoți, că țigan, că nu știu ce, da? Și mulți au zis, domnule, mai bine să nu se știe că suntem români. Mm. Dar, pe de altă parte, trebuie să spun că am mers la diferite magazine, chiar azi, și o tipă zice, ne-a întrebat ce limbă vorbim? Păi zic, româna, că și noi ne tragem, Traian, am explicat eu cum e, într-o franceză mai de baltă, așa, zice, eu sunt din Sicilia, dar seamănă cu siciliana, limba voastră, sunt cuvinte similare, știi? Era atât de fericită, a lucrat la Roma, dar era patriotă siciliană. Că româna seamănă foarte tare cu siciliana și a înțelegea perfect ce vorbim noi.
Da. Da. Nu, trebuie să-i ajutăm pe connaționalii noștri, în special pe cei care au copii aici, să mențină și să transmită mai departe limba, tradiție și cultura românească. Pentru că, vă spuneam și n-am terminat de povestit, când merg la biserică și văd colegi, prieteni cu copiii de mână și încerc să le vorbesc în limba română, aflu cu dezamăgire că nu vorbesc limba română. Atunci mă supăr pe părinți, pe acești prieteni ai mei și le spun, bă, dar tu ești tâmpit. La ce l-aduci la biserică? Preotul face slujba în limba română. Da, la ce l-aduci? Îți bagi-o de propriul copil atunci, nu? Haideți să facem cu toții posibil să se mențină limba asta. La anul o să vin la o lansare, scot o carte de poezii, o antologie și o carte de pamflete. Pamfletele mele scrise în ultimii 30 ani. Și o să dau autografe pe cărți, nu pe vin, cum vreau să dau mâine și poimine la strada. Păi dumneavoastră pe autografe tot trebuie să mai dați aici, okay, în diaspora. Cât mai des trebuie să dați autografe, pentru că am discutat într-o emisiune acum câteva săptămâni că aveam această promisiune din partea dumneavoastră că o să veniți pe aici. Da, da. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ați făcut tot posibil să fiți printre noi. Și am povestit, probabil vine din Mircea Dinescu. Vă rog să mă credeți, Facebook-ul, la Asociația Română din Italia, telefoanele s-au încălzit repede. Da. Pentru că e nevoie de prezența dumneavoastră mai des, știu, bine, nu o e fac simplu. Nu e simplu. Care e simpatică, nu... cu politică și delicatețe, unde mai gătesc, mai vorbesc și de politichie, mai vin și cu muzicanți ăștia mai puțin ortodox și mai cu haz, așa. Deja o să reiau emisiunea, că sau la începutul lui octombrie. Da, dar emisiunea nu prea o vedem noi aici. Trebuie să să găsim soluții. Da? Pentru că alte... Vorbim cu așa la televiziune că să ne dea televiziunea pentru... română, în mod normal, trebuie să dea gratis emisiuni televiziunea națională. Tocmai pentru cei 5 milioane de români care trăiesc în diaspora. Eu nu înțeleg de ce nu se... Vă spun că acolo ne puteți ajuta dumneavoastră să interveniți cumva, să creeze o relație mai apropiată cu televiziunea română. Dar vă spun ce probleme avem cu televiziunea Italiană. Nu știu de ce, pentru că există aia România Internațională, dar multe emisiuni sunt plicticoase, după părerea mea. Nu se poate să faci pentru toată diaspora și să... Nu, dă emisiuni normale, exact. Asta este. Nu, acolo e mai greu, pentru că eu am spus întotdeauna, televiziune internațională care să încerce să-i mulțumească pe toți, nu mulțumește pe nimeni, pentru că, știți, eu o aglomerație de informații, de tot. Da, trebuie mai cu dedicație, așa. În Italia, noi am început deja un protest aici și sper să reușim să rezolvăm cumva. Într-un fel îmi fac concurență în casă. Vreau să fac concurență Daciei TV. Televiziunea publică italienească, Raiul, percepe de la toți rezidenții români din Italia o taxă de 80 de euro pe an. Noi suntem obligați. Și chiar mai mult, acum italienii au băgat-o în factura de curent. Adică trebuie să o plătești obligatoriu. Ce se întâmplă? Că pentru acești bani care noi îi plătim, e o formă de masochism din partea noastră, pentru că nu primim niciun fel de informații, primim dezinformații. Uh-huh. Adică public acolo tot felul de nenorociți care au făcut rele. La Matrice, șacal român care a furat doi maimuțoi. Dar povestește un pic și de Mircea Dinescu, povestește un pic despre elemente de succes din comunitatea noastră, despre acei oameni care fac... Muzicieni, sportivi, exact. Există atâtea personaje, actori, oameni de televiziune adevărați. Asta e o problemă nu al Asociației Românilor din Italia, nu a comunității române, a statului român, pentru că statul român, atâta timp cât permite așa ceva... ca o comunitate imens de mare de oameni să fie batjocorită în continuu și furată totodată. Adică trebuie să plătesc bani să fiu denigrat. Da, ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre. Nu înainte de a readuce aminte telespectatorilor noștri că mâine vom fi în forță. Mâine după amiază și duminică la prânz. La magazinul La Strada, vis-a-vis de Gara Tiburtina. Maestre, eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost lângă noi și vreau să... Ne vom revedea. Am obținut deja o promisiune, asta vroiam să obțin de la dumneavoastră, deci pot să declar că emisiunea noastră și-a atins obiectivul de a-l convinge pe Mircea Dinescu. O să vin la lansări de carte la
în zonele cu români mai mulți, așa m-am gândit. Eu am scos de altfel și un disc în care încânt poeziile și eu am mare succes că mă duc și când versurile și răci și dau și autografe, știi? O să vin în comunitățile de români. La anul promit că de la primăvară încep o tură. Maestre, da. Să încep vă cu mai Italia. Vreau să mă obțin dumneavoastră promisiune că ne sprijiniți într-un alt proiect. La Matrice, unde a fost cu tremurul, da, au fost 11 victime români de noștri, da? Și câțiva răniți, oameni care și-au pierdut casele, proprietari români de case acolo. Noi am lansat o idee în dezbatere cu, și am cerut Guvernului României, dar pare că nu sunt șanse de izbândă, să construim acolo un monument în memoria acestor victime. Ce trebuie vorbi cu un artist român? Există sculptori de mare talent care poate să facă o sculptură să fie așezată. E lumea dumneavoastră acolo. Da. O să vorbesc, uite, am de curând Buculei a făcut monumentul ăsta al luptătorilor anticomuniști. Niște aripi astea zdrențuite, așa, de uriașe, în locul statuii lui Lenin, la Piața Scânteii, fostă Piața Scânteii. Un monument să dăinuiască în eternitate, pentru că merită această comunitate, merită acei oameni care și-au pierdut viața. Da, bine, chestiile astea sunt mai complicate, că știi, te apucă patetismul așa o săptămână, două, după aia lumea... apar alte povești, alte nenorociri, alte uite repede. În ceea ce ne privește, noi când am început un proiect, ne-am ținut de el, cum am demarat Asociația Românilor din Italia în 2004 și ne-am propus atunci niște obiective, să înființăm o televiziune, iată că am făcut-o și are 2 ani de când emite, să înființăm o cameră de comerț și am făcut. Vom face și acest monument, încheie această emisiune, stimați telespectatori, vă mulțumim că existați și că sunteți lângă noi. La revedere, rămâneți în continuare pe Dacia TV. Salut, la revedere!